Consiliul Local Municipal Megidia se întrunește joi în ședință extraordinară. Aleși local vor discuta și decide cu privire la 10 proiecte de hotărâri inscrise pe ordinea de zi. Joi 23 martie, începând cu ora 17 la primăria, Megidia va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal. În cadrul întrunirii vor fi dezbătute 10 proiecte de hotărâri inițiate de către primarul Valentin Vrabie. Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuiele al municipiului Megidia pentru anul 2017. Aprobarea modificării și completării statutului municipiului Megidia. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuiele al secea poloecoterm SRL Megidia pentru anul 2017, aprobarea noii structuri organizatorice a Spitalului Municipal Megidia, aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Megidia pentru anul 2017, aprobarea numărului maxim de posturi de asistență personal pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2017, conform legii numărul 448 per 2006 R1, aprobarea acordării normei de hrană pe anul 2017. 17 personalului poliției locale Megidia. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice investiției Reabilitare tramă la 16 km în municipiul Megidia, județul Constanța. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator al secea Apollo Ecoterm SRL Megidia. Aprobarea înființării Clubului Sportiv Megidia. Megidienii pot participa mâine începând cu ora 17 la ședința extraordinară a Consiliului Local, aceasta fiind publică.